Informație de ultim moment, potrivit surselor Digi24, s-a bătut în cuie lista de miniștri a cabinetului Ciucă. Este premierul desemnat pe ultima sută de metri, vă spuneam că va merge cu acest guvern minoritar și cu programul de guvernare în Parlament în zilele următoare. Liberalii tocmai au concretizat această listă de miniștri în ședința din ultimele ore. Ne spune mai multe Anca Orhean. Anca, cum arată această listă? Oana, practic nu s-a produs nicio schimbare la această listă în ședința pe care au avut-o liberalii, o singură abținere, Gigel Știrbu. În rest, cu toții au votat pentru lista de miniștri cu care Nicolae Ciucă merge în Parlament, pe care o va depune mâine. Practic au fost de acord cu ce s-a stabilit până în acest moment, la nivelul conducerii doar, pentru că acolo s-au luat aceste decizii, și au fost de acord și cu programul de guvernare pe care Nicolae Ciucă l-a prezentat foarte succint, e adevărat, colegilor în ședința, care are deja două ore și acum practic s-a terminat, o să vedem care sunt declarațiile. Este clar, liberalii susțin această variantă până la capăt. Cum de altfel s-a și discutat la începutul ședinței, merg până la capăt cu guvernul minoritar. Problema o reprezintă până la urmă susținerea și s-a vorbit și despre asta. Și la începutul ședinței, Florin Câțu spunea că vor continua negocierile la nivelul legislativului, să vadă dacă mai reușesc să convingă vreo formațiune să-i voteze, chiar dacă nu există semnale în acest sens din partea niciunei formațiuni. Socialdemocrații clar nu vor un guvern minoritar și nu vor să voteze acest cabinet, ei ar fi vrut să intre la guvernare, și cei din USR și-ar fi dorit refacerea coaliției, dar pentru asta ar fi trebuit ca liberalii să ia o decizie și să spună că nu vor mai negocia cu PSD și să ia formal într-o ședință decizie să refacă această coaliție de guvernare. Pentru că mă întrebai de listă, pentru că mai devreme cu câteva minute vă spuneam care sunt numele noi, acum vă spun că vor rămâne și parte din miniștrii lui Florin Câțu, Sorin Câmpeanu, Raluca Turcan, Virgil Popescu, rămân pe portofoliile lor, de asemenea Lucian Bode rămâne la Ministerul de Interne, Dan Vâlceanu rămâne la Finanțe. Un cabinet doar din PNL și UDMR format, vedem. Vă spuneam, mâine se depune lista și planul era ca săptămâna viitoare, marți și miercuri, să se treacă de votul din Parlament. Marți să se meargă în comisii și miercuri la votul din plen. Vedem dacă se respectă acest lucru. Și până la urmă, care este semnalul pe care acum îl dau liderii partidului? În doar câteva minute, cel mai probabil, vor fi aici declarațiile, pentru că momentul este unul deosebit, pentru că dacă această variantă nu trece de Parlament, atunci o să fie nevoie de încă o rundă de consultări. Se deschide ușa către anticipate, dar se poate să se vină și cu o nouă propunere și atunci o să vedem pe cine va mai nominaliza președintele Klaus Iohannis, dacă este cazul. Dat despre situația politică din România și, bineînțeles, am supus dezbaterii și am aprobat programul de guvernare și lista de miniștri din cabinetul Nicolae Ciucă. Lista a fost aprobată, lista de miniștri a fost aprobată cu o singură abținere, iar programul de guvernare unanimitate. A fost o ședință bună în care am luat pulsul colegilor despre situația actuală prin care trece România, dar mâine sau astăzi sau până sau mâine vom avea un BPN în care vom vota la lista finală. Știți foarte bine, Biroul Executiv propune lista BPN-ului. Aș da cuvântul domnului premier desemnat Nicolae Ciucă să vă spună câteva cuvinte și apoi sunt la dispoziție pentru întrebări. Bună ziua! Am prezentat în Biroul Executiv propunerile pentru ministerele pe care Partidul Național Liberal va propune pentru Ministerul Justiției pe doamna Alina Gorghiu, pentru Ministerul Economiei pe domnul Florin Roman, pentru Ministerul Apărării pe domnul Cătălin Predoiu, la Ministerul Agriculturii pe Mircea Fechet și la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pe domnul Robert Sighiartău. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări. Astăzi, Kelemen Hunor a criticat decizia Partidului Național Liberal de a merge mai departe cu un guvern minoritar, în contextul în care a declarat că nu știe pe ce se bazează
colegii domniei sale, adică dumneavoastră în speță, pentru că acest guvern nu are cum să treacă. Întrebarea este, dumneavoastră, acum, în aceste momente, și e o întrebare pe care o adresez ambilor, credeți că există o șansă reală ca acest guvern să treacă? Bineînțeles. Și am văzut și declarațiile, dumneavoastră folosiți un cuvânt foarte dur, a criticat. Nu, a spus o situație de fapt, a spus că astăzi când ne uităm la coaliția pe care o avem, Partidul Național Liberal, UDMR și susținerea minorităților, numărul de voturi este mai mic decât 234. Dar, așa cum am spus, am vorbit cu domnul Hunor de mai multe ori, acest guvern va trece, veți vedea, este un guvern care va avea susținere, pentru că are un program de guvernare cu soluții pentru această perioadă prin care trece România. Este un guvern care poate să guverneze România. Programul de guvernare vine exact cu soluții. De o mare parte dintre ele deja le-ați văzut, dar sunt soluții pentru perioada următoare. Din partea cui ar veni aceste susțineri? Pentru că am văzut că socialdemocrații au spus foarte clar că nu vor da un vot pentru un guvern minoritar. Cei din USR nu vor da un vot. Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic. Și socialdemocrații au spus, și am auzit foarte atent pe Marcel Ciolacu, când a spus că el recomandă să se voteze acest guvern, dar nu a luat decizia încă și este decizia colegilor și va avea această decizie în perioada următoare. Dacă se poate să răspundă și domnul premier desemnat. În urmă cu câteva zile am avut acea întâlnire la sediul Partidului Național Liberal și m-ați întrebat de mai multe ori dacă îmi depun mandatul și atunci, ca și acum, am spus că nu am să depun mandatul pentru că, sigur, așa cum arată situația și cifrele, matematic, guvernul nu are șanse să treacă. Pe parcursul negocierilor s-a putut constata destul de multă inflexibilitate în negociere și am realizat că probabil nu se va ajunge la un acord politic astfel încât să putem determina o majoritate care să aprobe guvernul în Parlament. Totuși, ținând cont de situația în care ne găsim astăzi, una deosebit de complicată, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament, pentru că de astăzi până miercuri mai este timp, există timp de reflexie pentru fiecare dintre parlamentari, cred că pot să se gândească fiecare dintre ei la ceea ce spunem electoratului din circumscripțiile unde am fost aleși, iar în același timp nu am o experiență politică, dar pot să-mi dau seama că neajungându-se la un acord politic, prin votarea acestui guvern se poate câștiga timp astfel încât partidele politice să poată să discute și să găsească liniile de comunalitate pentru compatibilizarea proiectelor politice comune. În afara acestei situații de criză în care ne aflăm astăzi, și sanitară, și cea generată de creșterea prețurilor la energie și la gaze, creșterea prețurilor la alimente, este și această criză politică ce trebuie rezolvată de către politicieni. Prin votarea acestui guvern au posibilitatea să se așeze cu toții și să găsească un numitor comun. Mai mult decât atât, discutăm despre PNRR. El a fost aprobat și de către ECOFIN. Urmează ca foarte curând să fie nevoie să îl punem în practică și să gestionăm aceste fonduri. Pentru aceasta avem nevoie de un guvern cu drepturi depline ca să poată să inițieze toate demersurile, atât legislative, propunerile legislative, cât și nevoia unei majorități în Parlament ca acele legi să poată să fie aprobate. Asta este situația și astea sunt argumentele pentru care am decis să
merg cu programul de guvernare și lista cabinetului în Parlament. Mesajul președintelui României, Klaus Iohannis, care a fost în contextul în care trebuie să adunați această majoritate pentru a putea fi investit guvernul? Cine dorește? La ce mesaj vă referiți? La discuțiile care au avut loc informal, aseară. Nu au avut discuții. Deci, dumneavoastră scoateți tot felul de discuții și ne spuneți că au avut loc. Noi vă spunem ce avem acum. Avem un nu ați avut nicio discuție cu președintele României? Avem discuții cu președintele României, bineînțeles, dar niciodată nu vă spune ce discutăm cu președintele României. Asta este o regulă. Nu voiam doar să știm care este mesajul. În același timp,